sunt Ion Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Un evanghelist creștin a fost ucis, a fost asasinat în sud-estul Turciei, scrie site-ul persecution.org. Creștinul evanghelistul corean, Jim Uk Kim, a fost înjunghiat pe străzile din sud-estul orașului turc Diyarbakir. Ulterior a murit la spital din cauza rănilor, avea 41 de ani. El a mers împreună cu familia la începutul acestui an în Turcia și păstorea o mică comunitate de creștini. Agresorul l-a înjunghiat pe Kim de 3 ori, de 2 ori în inimă și o dată în spate. Cu toate acestea, oficialii susțin că incidentul a avut loc în efortul de a-i fura telefonul misionarului. Credincioșii locali cer autorităților să investigheze incidentul ca fiind un asasinat mai degrabă decât o tentativă de furt. Kim este căsătorit, are un singur copil, dar al doilea copil este așteptat să se nască în zilele următoare, în timp ce el a fost ucis. A locuit în Turcia și a trăit în Turcia timp de 5 ani, acest misionar corean. Este dureros faptul că se întâmplă aceste lucruri și dintotdeauna cei care au dus Evanghelia în zone periculoase, Domnul Iisus Hristos le-a spus, vă trimit ca pe niște lupi, ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Stăm de vorbă prin telefon cu misionarul Raul Costea, misionar în România, în Oltenia, o zonă nu atât de încărcată de pericol cum este Turcia sau alte zone care sunt pe primele locuri ca și periculozitate, dar vorbim despre ce înseamnă să fii misionar, să duci Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Raul, cum vezi tu mai întâi această tragedie care a avut loc în Turcia? Din perspectivă umană, cu siguranță familia are de suferit și e trist. Nu numai familia, și alții, cu siguranță este multă durere acolo. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, mă gândesc cum a gândit și Domnul Iisus. Atunci, înainte de cruce, El se spunea despre sine că bobul de grâu trebuie să moară ca să proslăvească pe Dumnezeu și să aducă rod. Din perspectiva planului divin, poate această moarte înseamnă vilea și impactul care poate să-l aibă Evanghelia în zona aceea. Nu vreau să mă gândesc la ce este în inima soției lui și a copilului pe care deja îl are, sau ce va fi în inima celui pe care îl va naște și căruia îi se va spune când va înțelege ce s-a întâmplat cu tatăl lui. Din perspectivă divină, mă gândesc chiar și ideea de a fi misionar, viziunea asta transmisă ucenicilor în Fapte 1:8, unde ei sunt chemați să fie martoros, adică persoane care duc cu ei moartea lui Hristos ca o mărturie, și în felul ăsta ei aveau impact, adică erau dispuși, erau gata să moară pentru crezul lor. Când apostolul Pavel a fost încercat s-a încercat oprirea lui de a ajunge la Ierusalim de către profetul Agab sau chiar de către frați, el a făcut următoarea afirmație: eu sunt gata să mor pentru Domnul Iisus Hristos. Și mă gândesc că acest misionar a plecat cu acest gând și este onoare să mor pentru Domnul Iisus, chiar dacă cei din jurul tău suferă. Deci ăsta este gândul meu central, să avem o privire și din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că de fapt asta ne-a motivat și pe noi când am plecat în misiune în sudul României, am plecat cu gândul acesta să fim gata să sacrificăm orice. Și atunci când oamenii au respins sau au fost amenințați uneori chiar și de autorități, gândul acesta că îl onorăm pe Dumnezeu, că sacrificiul, oricare ar fi el, poate aduce un impact și poate însemna de fapt sămânța Evangheliei pusă prin suferință în inimile oamenilor, poate să-L glorifice pe Dumnezeu. Adică pionieratul și evangelizarea, misiunea nu se face fără sacrificiu. Ele merg la pace. Crucea și mărturia despre cel crucificat sunt legate și trebuie îmbrățișate
exact cum zicea și Apostolul Pavel, eu împlinesc ce mai lipsește suferințelor lui Hristos în trupul meu. Pentru voi, pentru voi, care au fost cele mai periculoase momente, să spun așa, în România, slavă lui Dumnezeu, poți să faci misiune fără, fără să-ți fie teamă că vei fi omorât. Dar cu siguranță au fost momente în care v-ați temut. Care au fost acele momente? Cred că cel mai interesant moment pentru mine a fost acela când o persoană de două ori, mare, solid, și ca volum și ca personalitate, mi-a pus cuțitul la gât și a zis următorul lucru: dacă mai vorbești în numele lui Iisus, îți tai gâtul. Pur și simplu ți-a pus cuțitul la gât? Da, și deci pe moment m-am speriat, mi-a fost teamă. Și cred că Dumnezeu mi-a dat în momentele acelea să zic următoarele cuvinte lui: de ce mă ameninți cu cuțitul? Oricum mai putea bate și fără cuțit, că ești de două ori mai mare ca mine. Și într-adevăr putea să mă rezolve și fără cuțit. Cumva i-am făcut de cunoscut, nu mai țin minte exact cuvintele, că au fost cu ani în urmă, i-am făcut de cunoscut faptul că eu nu pot renunț la convingerea de a-L mărturisi pe Iisus. Lucrul acesta l-a marcat așa de mult că în final a acceptat să vină cu mine la locurile noastre de întâlnire și unde ne întâlneam să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Au fost și alte momente, o amenințare din partea șefului poliției într-un oraș unde am fost implicat în plantare de biserică. Îmi spunea așa, în mod privat, chemat în biroul lui, el îmi zicea așa: atâta timp cât eu sunt în orașul acesta, promit că nu va fi nicio biserică în orașul meu. Biserică, făcea referire la o biserică evanghelică. O amenințare directă din partea unei autorități. Și nu pot să zic că nu m-a intimidat lucrul acesta. Sau preoții care făceau liste cu semnături din partea oamenilor să ne dea afară din oraș. Sau tot felul de amenințări în toate formele. Cred că una care într-adevăr mi-aduc aminte și care m-a marcat: un grup de tineri într-un sat le spunea oamenilor despre Hristos și am fost anunțat prin telefon: vino repede că ne-au înconjurat sătenii și vor să ne bată. În momentele acelea s-a dat o luptă în mine. Dacă eu mă duc și află că eu sunt într-un fel responsabil și liderul acelui grup de tineri, cu siguranță o voi încasa de la sătenii aceștia. Măcar pe ei, tineri fiind, poate sunt mai potoliți în dreptul lor și îi cruță cumva. Și s-a dat o luptă în mine între a fi un laș și am ascunde în spatele strategiei de a-mi salva viața, sau am duce în fața lor și a zice: da, eu sunt responsabil, lăsați-i pe ei. Deci nu e chiar așa de simplu în astfel de momente. Și bine, m-am rugat din nou în situația respectivă, amenințarea a fost reală, oamenii erau porniți să-i amenințe. Nu mi-aduc aminte exact ce le-am spus, am încercat să fiu cât se poate de diplomat, dar știu că Dumnezeu a scos-o și de data aceea am scăpat fără bătaie. Însă realitatea că trăiești aceste amenințări, presiuni, chiar să iei bătaie sau să nu știi ce se poate întâmpla, o trăiește fiecare misionar, fiecare pionier, zic. Nu am ajuns până la o bătaie cruntă, cum primeau în trecut misionarii în zona României sau chiar în alte zone, însă am simțit presiunea aceasta care o are orice pionier. La final te-aș întreba, pentru revenind la cazul despre care vorbeam la început, acest misionar corean care a fost ucis în Turcia pe 19 noiembrie anul acesta, ce cuvinte ai adresa familiei lui, soției, copilului și copilului care se va naște în câteva zile?
E greu să spui cuvinte astfel de situații când nu ai trecut pe acolo, e foarte greu să găsești cuvintele. Probabil aș folosi versete din Scriptură și chiar asta aș face, aș folosi versete din Scriptură sub călăuzirea Domnului, care cumva să asigure o soție și o mamă de purtarea de grijă a lui Dumnezeu în continuare, că el nu își abandonează văduva și orfanul și că moartea soțului are o perspectivă eternă și o valoare eternă și că sacrificiul lor, al tuturor până la urmă, că și familia a sacrificat dându-l pe soțul ei împărăției, va avea un impact etern. Da, mulțumim. A fost împreună cu noi prin telefon Raul Costea, misionar în zona Olteniei. Am discutat despre acest caz al unui misionar corean aflat în Turcia, care a fost înjunghiat. Prima bănuială este că scopul a fost să îi se fure telefonul, dar credincioșii de acolo din zonă spun că de fapt a fost asasinat. Are legătură cu credința lui și cu faptul că era un misionar creștin și se ocupa de o mică comunitate creștină în sud-estul Turciei. În continuare avem legătura telefonică cu pastorul Mircea Deteșan, vicepreședinte al Agenției Pentecostale de Misiune Externă. Despre această știre, despre legată de un misionar corean care a fost înjunghiat în sud-estul Turciei de două ori în inimă și o dată în spate, așa cum spuneam, prima bănuială este că a fost înjunghiat de un tânăr, de un adolescent de 16 ani ca să-i fure telefonul, dar credincioșii din zonă spun că de fapt a fost asasinat. Mai există un aspect și anume guvernul turc a început un fel de deportare masivă a liderilor protestanți care au servit în Turcia de mai mulți ani. Dar deportarea nu este suficientă pentru evangheliști, ci acest tip de atac nu cred că l-ar fi speriat pe acest misionar corean, scrie site-ul persecution.org. Domnule Deteșan, cum comentați ceea ce s-a întâmplat în Turcia în 19 noiembrie, acum câteva zile? Da, am rămas foarte surprins să aflu știrea aceasta și... Desigur, nu este o noutate faptul că Biserica Creștină este în diferite teritorii sub atacul celor necredincioși și este sub persecuție, pentru că, de fapt, lucrul acesta este de așteptat din partea noastră când vorbim despre anumite teritorii. Noi aici în România ne bucurăm datorită legilor noastre de o libertate religioasă și tocmai lucrul acesta ne determină să ne gândim la frații noștri, la surorile noastre din alte teritorii și să încercăm să investim, așa cum de pildă a fost cazul misionarului corean. Să investim, să încercăm să-i ajutăm pe oamenii aceștia în lucrarea pe care ei o desfășoară la nivel mondial. Dar regret că se întâmplă așa ceva. Dar trebuie să ținem cont de faptul că numai în anul 2018 au fost peste 200 de milioane de credincioși persecutați în lume și uciși cam 4.000 și ceva de credincioși. Aceasta înseamnă că în lume se ucid, se omoară între 11 și 14 credincioși astăzi pentru credința lor, pentru mărturia lor creștină. Da, este o durere, ne pare foarte rău. Creștinismul rămâne cea mai persecutată religie. Pot să spun că este singura minoritate la nivel mondial care efectiv este ignorată de către organizațiile internaționale, de către autorități. Orice altă minoritate la nivel mondial este în atenția diferitelor organizații. Singura ignorată este creștinismul. Da, trăim într-un fel, un fel de cristofobie, așa, deci un fel de ură împotriva creștinilor și a lui Hristos la nivel mondial. Da, Domnul Iisus Hristos, de fapt, a fost cel care ne-a spus atunci când i-a trimis prima dată pe ucenici să ducă mesajul Evangheliei, el le-a și spus lucrul acesta, că din pricina mea oamenii vă vor urâ și vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, spunea în Matei în capitolul 10. De aceea păziți-vă de oameni.
Deci mergem conștienți, cât putem, trebuie să ne ocrotim, să ne păzim, să ne luăm măsuri de siguranță, dar la un moment dat nu putem să fim noi în controlul acestor lucruri și totuși trebuie să nu rămânem și să nu facem ceea ce ne-a chemat Domnul. Chiar dacă este pericol, încercăm, facem cât depinde de noi, dar la urma urmelor trebuie să mergem, pentru că cine merge după Isus, Mântuitorul a spus lucrul acesta, și ia crucea și mă urmează în fiecare zi. Cine vrea să scape viața, o va pierde, iar cine vrea să fie dispus să-și dea viața aceasta pentru mine și pentru Evanghelie, acela de fapt o va salva, spune Iisus, o va mântui. Aș mai cita din această știre publicată de persecution.org, în care prezintă cuvintele lui Claire Evans, managerul regional al International Christian Concern pentru Orientul Mijlociu, o organizație care se ocupă de susținerea misionarilor, și acesta a declarat: "Durerea din comunitatea creștină din Turcia este resimțită puternic, alături de un mare șoc și teamă. Martiriul nu este normal în Turcia, dar acest incident arată, din păcate, cât de mult s-a schimbat țara." Chiar în acest an am observat o creștere semnificativă a incidentelor care dovedesc cum mediul a devenit mai ostil față de creștinism. Cum vedeți această creștere a ostilității împotriva creștinilor, dincolo de organizațiile internaționale care imediat ies pe străzi și militează, inclusiv am văzut președinți militând pe străzi pentru cazuri grave, dar pentru persecuția creștinilor sau pentru uciderea creștinilor nu sunt gata să facă același lucru. Cum vedeți această creștere a persecuției, cel puțin în Turcia, în această zonă? Da, cred că ea vine exact pe fondul acestei ignoranțe a autorităților și a forurilor internaționale, a organizațiilor de la nivel mondial, față de această minoritate creștină. Iisus spunea că vă vor bate în sinagogile lor. Este uimitor, Mântuitorul folosește termenul acesta, unde îi vor bate, unde vor merge, până unde vor merge persecuțiile, deci în sinagogi. Sinagoga era locul unde era adunarea celor care doreau să se închine lui Dumnezeu. Ori tocmai acolo înseamnă că inclusiv pe motive religioase sau mai ales pe motive religioase urma ca cei care sunt primiși Domnului Iisus, cei care merg în lucrarea de misiune, ei să fie persecutați. Aș adăuga aici ceea ce spune Ioan în Revelația Apocaliptică din capitolul 6, când spune Biblia despre faptul că la un moment dat a rupt mielul pe cetea a cincea și acolo a văzut sub altar sufletele celor ce au fost înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care ei o ținuseră. Iată, exact așa cum s-a întâmplat cu fratele nostru coreean despre care vorbim acum în cazul din Turcia. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu este că fiecăruia dintre cei care erau acolo și care au primit răspunsul că sângele lor peste locuitorii pământului care stau în ignoranță și care fac aceste lucruri va fi răzbunat, deci li s-a dat o haină albă și li s-a spus să mai aștepte să se odihnească puțin până când se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă, ai fraților lor, care aveau să fie omoriți ca și ei. Pe fondul acesta al ignoranței autorităților și al fundațiilor, a organizațiilor internaționale, pe fondul acesta înțeleg foarte clar din Revelația Apocaliptică faptul că va crește, din păcate, numărul celor care vor fi uciși pentru numele Domnului Isus și datorită credinței lor creștine și a mărturisirii lui Isus. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune pentru familia acestui misionar, pentru toți cei care au de suferit într-un fel sau altul, dar înainte de rugăciune aș vrea să vă mai întreb, senzația mea personală este că Dumnezeu privește moartea complet diferit decât o privim noi oamenii. Ce părere aveți? Da, în mod categoric. Deci exact ce citam adineori din spusele Mântuitorului, că cine își va pierde viața pentru el, își va da viața, de fapt o va câștiga. La fiecare două secunde, la fiecare două secunde, da, moare câte un om în lumea noastră. La 160.000 de oameni cât mor în fiecare zi, nu este atât de mult că a mai murit încă cineva, cum vorbim noi acum. Dar când este vorba de cineva care este chiar lângă noi sau al nostru, atunci da, sigur că ne doare.
Însă noi nu uităm că trebuie să fim pregătiți pentru asta. Moartea este cu siguranță la toți și pentru toți, pentru că este statistica în care 100% oamenii mor, așa că ne așteptăm să murim. Ceea ce trebuie să știm noi ca și credincioși, și asta ne încurajează, este că totdeauna oamenii lui Dumnezeu au fost pregătiți pentru moarte. Iar Apostolul Pavel a declarat că pentru el moartea este chiar un câștig și era strâns din două părți, spunea el epistolei către adresată filipenilor la biserica de la Filip. Este strâns din două părți, că ar vrea mai degrabă să moară, să se mute, că ar fi împreună cu Domnul și pentru el ar fi cu atât mai bine. Deci dacă noi suntem oameni credincioși, atunci efectiv suntem gata să nu doar să trăim pentru Domnul, ci să și murim. Și cu toată durerea celor care rămân în urma unei persoane care este ucisă datorită credinței și a trecut din această viață în dimensiunea cealaltă, cu toată durerea, la urma urmelor nu trebuie să uităm că pentru un credincios în fiecare zi el trebuie să fie pregătit să se mute în dimensiunea cealaltă, iar moartea trebuie să fie pentru el văzută ca și un câștig. A plecat de aici, de fapt noi nu trăim pentru această viață în primul rând, ci trăim pentru eternitate, vom fi cu Domnul în veșnicie și vom fi unde nu va fi moarte, durere, boală, suferință, despărțire, etc. Dumnezeu să ne ajute. V-aș ruga acum să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, în primul rând având în vedere pe soția și copilul acestui misionar și copilul care se va naște și pe toți cei care într-un fel sau altul suferă pentru credința lor în Hristos. Da, sigur, cu drag. Tată scump care ești în ceruri, în numele minunat al Mântuitorului și Domnului nostru Iisus Hristos, mă închin în numele Lui, înaintea Ta și cu reverență vin să-Ți mulțumesc că dincolo de persecuții, dincolo de suferință, avem făgăduințele Tale minunate pe care le-ai dat în numele Tău, în numele jertfei Tale, la Golgota depusă pentru noi. În acest nume minunat știm că toate făgăduințele Tale sunt da și amin. De aceea vin înaintea tronului îndurării cerești. Părinte, Tată, te rog din tot sufletul pentru această familie care rămâne în urma fratelui nostru, care a fost jertfit, a fost ucis, a fost omorât pentru credința lui. El este un martir al credinței. Ne rugăm pentru soția lui, pentru copilaș, pentru copilașul care urmează să vină în lumea aceasta. Doamne, te rog din tot sufletul să iei în brațele Tale. Te rog să mângâi pe această femeie văduvă care a rămas în urma fratelui nostru misionar. De asemenea, mă rog pentru a elibera de orice resentimente și ură pe cei care sunt apropiați ai celui care a fost ucis. Noi trebuie să continuăm să ne arătăm iubirea, să ne arătăm dragostea. Te rog să lași sentimentul și iubirea aceasta, Doamne, să fie cu adevărat în inima acestei femei, în inima familiei, a celor rămași în urma lui. Mă rog pentru credincioșii care slujesc în Turcia, în această țară așa de mare, care este neevanghelizată. Mă rog pentru credincioși să rămână întăriți în credința lor și să rămână așezați ferm pe poziția și pe temelia care este Hristos, indiferent de persecuțiile care vin, indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătească fiecare dintre noi, să fim oameni care suntem pregătiți. În numele Domnului Iisus îți mulțumesc, Tată. Te laudă inima mea, te slăvește pe Tine, Doamne. Cred în numele Lui Iisus că Tu vei lucra, Tată, că Tu îți vei duce la îndeplinire planul pe care Tu l-ai. Te laud pentru aceasta și încredințez familia, încredințez lucrarea din teritoriul unde fratele nostru corean a fost implicat. O încredințez în mâinile Tale. Te onorez pentru toate și te slăvesc ca Domn, Stăpân și Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, au fost împreună cu noi prin telefon pastorul Raul Costea și pastorul Mircea Deteșan. Am discutat despre un caz, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii noastre, un evanghelist creștin corean care de 5 ani locuia în Turcia, a fost înjunghiat pe stradă de două ori în inimă și odată în spate. Prima ipoteză este că a fost înjunghiat pentru a-i se fura telefonul, dar creștinii din zonă spun că de fapt a fost un asasinat. Am vorbit despre ce înseamnă să fii martir pentru Hristos. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!